Sâmbătă se deschide Piața Țărănească Transilvania. Aceasta este prima piață volantă în care producătorii județului pot vinde fără să plătească taxe. Până la ora actuală, 55 de apicultori, fermieri și agricultori s-au înscris pe lista Consiliului Județean. Sâmbătă 1 septembrie va fi inaugurată Piața Țărănească Transilvania. Plasată în fața sălii Transilvania, aceasta va fi deschisă între orele 8 și 14. Prima piață volantă din județul Sibiu cu acces gratuit. Avem peste 50 de producători anunțați din peste 22 de localități din județul Sibiu. Până la ora actuală s-au înscris 55 de producători din 29 de localități. Aceștia vor veni cu lactate, produse din carne, ouă, miere și multe alte produse alimentare. Lista este deschisă. Cei care doresc ne pot contacta la numărul de telefon 0269-210054 sau direct pe mine 0728-046-919. În continuare, nu refuzăm pe nimeni, cei care doresc să vină, îi primim cu plăcere, verificăm documentele necesare. În ziua respectivă noi vom avea un cort amplasat aici în zonă, colegii mei împreună cu mine vom da relații, verificăm producătorii și sperăm să fie totul foarte bine, așa cum ne dorim. Cât s-au înscris? 50 de producători cu diverse produse, începând de la miere, ouă, produse din carne, preparate, lapte, brânză. Să o nu, 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 din potrivă. Le facem loc. Deci vom, să da. Principiul, sunt deci 50 nu, de mese, da, cum da, le vedeți da, în da. Spate. Dar și nu, nu pot să, da, doi, sigur. Chiar și trei producători. Nu trebuie să stea cu toată marfa expusă pe masă. Pot expune sigur. O parte din marfă și în cap. Deci avem capacitate până la 150 de producători. Producătorii vor avea ocazia de a veni la piață să-și vândă produsele fără a achita nicio taxă. Asta va duce, speră reprezentanții Consiliului Județean, la comercializarea produselor la prețuri sub cele existente în restul piețelor sibiene. Condiția esențială pentru ca aceștia să fie primiți în piață este ca aceștia să fie producători tradiționali sibieni. Avem și noi ocazia să ne desfacem produsele noastre tradiționale. Fără să plătiți locul. Fără să plătim. Cât de mult va ajuta faptul că nu va fi cu taxă? Putem vinde produsele la un preț mai mic decât piața. O să aducem telemea, caș, urdă, în cantități mai mici, că se termină sezonul. Aducem telemeaua veche, care am pus-o la depozitat în cursul verii. Și vă mulțumim și sperăm să... La dumneavoastră cam care o să fie prețurile? Eu știu între 18-20, mai puțin decât la piață. E peste 20. 18-20 prețul. Lucrez numai în domeniul ăsta cu produse foarte bune, cu afumături, cu fum natural, tradițional, deci totul se lucrează tradițional. Fără fotocelulă electrică, fără euri, fără alte ingrediente. Cum vor fi prețurile produselor pe care le comercializăm? Eu merg la niște prețuri totdeauna sub alții. Deci totdeauna studiez prețurile altora și totdeauna am coborât sub prețurile lor. Ce produs să vă-ți aduce? Deci cârnați de casă, două tipuri de cârnați. Un cârnaț ca la tăiatul porcului, cum se tradiționează de Crăciun. Mai am un sortiment puțin pișcăcios, cum s-ar spune, puțin ca în stilul cârnațului oltenesc. Cotlet de porc, pece aia, cum se face de Crăciun totdeauna, ceafă afumată. Costița afumată, oase galf, oasele mai puțin. Este o afacere bună pentru noi. Vrem să venim cu produsele noastre, să le prezentăm pentru toți cumpărătorii care doresc. Avem miere de salcâm, polifloră, de tei, de pădure. Sperăm ca prețurile să fie bune pentru și propolis, da? Propolis, ceară, faguri, lumânări din ceară naturală. Deci avem toate produsele. Veți vinde la prețuri mai mici decât în piață? Da, între 20 de lei kilogramul și până la 30. Depinde de sortimentul de miere pe care este. Piața Țărănească Transilvania va fi amenajată pe mai multe sectoare. Producătorii vor avea la dispoziție vitrine frigorifice, mese pentru expunerea produselor, scaune și umbreluțe. Avem 50 de mese cu blat de lemn solid, tip berărie, pentru că sunt mese solide, 100 de băncuțe care pot mări capacitatea de prezentare a producătorilor, 50 de scaune, 50 de umbrele, vitrinele frigorifice, 15 vitrine verticale și 10 orizontale pentru produse perisabile,
Urmând să am suplimentat comanda cu încă 5 vitrine orizontale, pentru că este un sector mai sensibil și trebuie să avem aceste dotări. În acest moment lucrăm la alimentarea cu energie electrică, pentru că va fi un consum mare și vrem să nu avem surprize ca, știu eu, să cablu care conduce energie electrică să cedeze. Organizatorii au prezentat și primele schițe, conform cărora va funcționa prima piață volantă din Sibiu. Planul de amplasare. În această zonă, pe platforma aferentă treptelor de la intrarea principală, va fi sectorul cu produse perisabile, carne, lapte, ouă, l-am figurat cu roșu. Urmează produsele semiperisabile în zona, partea dreaptă față de intrarea principală, și celelalte două sectoare care ne prezentăm alte produse cu mobilierul pe care îl avem la dispoziție. Piața va fi deschisă doar acum în perioada toamnei sau și la iarnă? La iarnă, înaintea sărbătorilor de Crăciun, va fi o săptămână zilnic deschisă, va funcționa. Și dacă avem succes, și suntem convinși că avem, extrapolăm și planul vom permanentiza acest eveniment. Consiliul Județean Sibiu a alocat suma de 160.000 de lei pentru amenajarea pieței și dotarea cu mobilier specific.